Iubiților, aș dori să deschidem Biblia în Vechiul Testament, la cartea profetului Isaia, pagina 686, capitolul 6 din această carte profetică, citim primele 8 versete. Isaia, capitolul 6, de la versetul 1 la versetul 8, pagina în Biblie 686 și trecem și pe pagina următoare. Așa cum se cuvine, să dăm atenție cuvântului lui Dumnezeu cu tot respectul cuvenit. Acest cuvânt spune în felul următor: în anul morții împăratului Ozia, am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templu. Serafimii stăteau deasupra lui și fiecare avea 6 aripi, cu 2 își acopereau fața, cu 2 își acopereau picioarele și cu 2 zburau. Strigau unul la altul și ziceau: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor, tot pământul este plin de mărirea Lui. Și se zguduiau ușori ușii de glasul care răsuna și casa s-a umplut de fum. Atunci am zis: vai de mine, sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate. Locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe împăratul, Domnul oștirilor. Dar unul din serafime a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână, pe care luase cu cleștele de pe altar. Mi-a atins gura cu el și a zis: iată, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. Am auzit glasul Domnului întrebând: pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? Eu am răspuns: iată-mă, trimite-mă. Amin. Dragilor, înainte să intru în mesaj, în seara aceasta ca și dimineață, aș dori să ne rugăm bunului Dumnezeu să ne mai cerceteze odată. Oie, după aceste cântări frumoase, deosebite, prin care Dumnezeu ne-a încântat inima și ne-a făcut să ne aducem aminte de ce a făcut El în viața noastră, aveți nevoie de încă puțină receptivitate și putere. În special, mesajul este adresat celor tineri, chiar dacă e seara de evangelizare, majoritatea suntem tineri în locul acesta, dar nu numai pentru tineri, e pentru toți oamenii din locul acesta și zic Dumnezeu să ne vorbească la toți în seara aceasta. Am auzit odată un dialog între două persoane creștine cu privire la venitul la biserică. Una spunea către cealaltă, zice: eu cred că e foarte important să venim la biserică. Cealaltă persoană s-a oprit așa și zice: îmi pare rău, nu vreau să te contrazic, dar eu susțin altceva. Eu cred că e mai important, a zis acea persoană, să vină Dumnezeu în biserică, unde ne duce. Eu aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, cum credeți că e mai bine? Amândouă lucrurile sunt importante, nu? E bine că am venit și noi în locul acesta și e și mai minunat că între noi avem convingerea a venit și El, lăudat să-i fie numele. De aceea, noi trebuie să înțelegem că e important ce se întâmplă aici. Aici nu e ceva care știu eu. Găsim oriunde în lumea asta. Găsim numai aici, în prezența lui Dumnezeu. Dacă e așa important să vin la biserică, dacă contează prezența mea într-un asemenea loc, eu mi-am pus o întrebare în zilele trecute: de ce totuși sunt mulți care ignoră un asemenea loc? De ce totuși sunt mulți care nu mai îndrăgesc biserica lui Dumnezeu așa cum ar trebui să o îndrăgească, să o iubească, să o respecte? Am citit nu de mult un sondaj Gallup efectuat pe 10.000 de tineri contemporani cu privire la relația dintre ei și biserică. Și tinerii aceștia, când li s-a luat interviu, au spus mai multe lucruri în ce privește relația dintre ei și biserica din vremurile noastre. Auziți cam ce gândesc tinerii din generația noastră, alături de care și noi trăim. 16% din ei au spus că nu vor să facă parte din nicio biserică actuală, contemporană.
Spuneau acești tineri că nicio biserică nu se pliază pe gusturile lor, nicio biserică nu-i pentru ei. Am numit astfel de tineri, tinerii mofturoși, prea pretențioși. Pentru ei nicio biserică nu-i bun. 16% au spus asta. 17% din tineri au declarat altceva, că ei vin la biserică, în biserica în care se închină, doar să le facă pe plac unora. Să facă pe plac părinților, din respect pentru ei, să facă pe plac conducerii bisericii, să facă pe plac unor prieteni cu care oricum trebuie să se întâlnească, pentru lucrul acesta vin ei în biserică. Aproximativ 17% din tineri. Apoi, 14% din tineri au declarat că nu sunt de acord sub nicio formă cu învățătura care se dă în biserică în zilele noastre. Spuneau ei, învățătura este prea vagă astăzi. De multe ori noi predicatorii, declarau ei, vorbim la modul general, batem câmpii de multe ori și nu spunem lucrurilor pe nume și adevărul așa cum trebuie spus. Ăștia sunt 14%. 20% din tineri la care li s-a luat acest interviu, s-a făcut această statistică, au spus că ei nu se pot relaționa cu membrii bisericii lor. Declarau că între ei și membrii din comunitatea lor există o distanță mare, relațiile sunt seci și reci. Nu se pot împăca unii cu alții. 20% declarau asta. Apoi, culmea, 26% din tineri au declarat că și-au părăsit biserica în timp, că n-au mai venit în biserica lor la închinare. Ascultați-mă de ce. Datorită ipocriziei prezente în rândul membrilor din biserica lor. Spuneau ei, prea mulți sunt cu două feți, prea mulți sunt duplicitari, prea mulți îți spun una în față și pe la spate vorbesc altceva despre tine sau despre lucrurile din viața bisericii. 26% din motivul acesta și-au abandonat biserica. Știți câți au declarat că vin cu dragoste și cu mare pasiune în casa lui Dumnezeu? Știți câți au spus că au inima lipită de un asemenea loc și vin fiindcă Domnul e important pentru ei? Numai 7%. Nu e așa că e foarte puțin? Când am citit sondajul acesta, am fost curios să întreb tinerii de la noi din țară, în zonele în care am mai fost, să văd care sunt scuzele și motivele invocate de ei de nu mai îndrăgesc biserica Domnului așa cum ar trebui să o îndrăgească, să o respecte și să o iubească. Și mai mulți tineri mi-au spus scuzele pe care ei le aduc la adresa bisericii din vremea noastră. O parte din ei mi-au spus că biserica se concentrează, ascultați-mă vă rog, mai mult pe reguli decât pe relația cu Dumnezeu. Prea mult, îmi spuneau unii dintre ei, punem accent pe reguli și prea puțin pe relația cu Dumnezeu. Eu vreau să spun pentru toți din locul acesta un mare adevăr. Știi că nu poți să ai relație cu Dumnezeu fără rânduială? Eu nu pot să am o relație pe verticală cu Domnul fără regulile Scripturii, fără rânduiala lui Dumnezeu. Însă, pot oamenii să-și impună unele reguli și să n-aibă, din păcate, o relație cu Dumnezeu. Aici ai nefericire, că spuneau acești tineri, forma a luat de multe ori locul conținutului și prea tare ne concentrăm pe ambalaj, să arate bine Domnul în afară. Asta ne place de numai la toți. Dar esența cuvântului lui Dumnezeu, esența voii lui Dumnezeu nu mai contează pentru foarte mulți dintre noi. Apoi, o altă scuză invocată de generația noastră tânără, unii tineri și unele tinere cu care am stat de vorbă pe subiectul acesta, mi-au spus că biserica prea mult ne critică în loc să ne încurajeze. Prea multă critică. Îmi spunea un tânăr, zice, ascultați cuvintele lui, tot ce vreau să fac este greșit în ochii bisericii, așa că vreau mai bine să-mi trăiesc viața pe cont propriu. De ce să fiu criticat
de fiecare dată când vin la biserică. De ce să-mi scoată ochii alți? Era o scuză a unuia din tineri cu care am stat de vorbă. Zice, mai bine eu, personal, îmi organizez viața așa cum cred eu, de cuvinți. Și scuza lui era, prea mult ne critică biserica. În loc să ne motiveze și să ne încurajeze. O tânără mi-a spus, stând de vorbă cu ea, că biserica ei nu-i oferă dreptul să fie ea așa cum trebuie să fie, adică natural. Biserica, mi se spunea, nu ne oferă dreptul să fim noi înșine. Spunea tânăra aceasta, nu pot să fiu eu însumi, deoarece totdeauna când vin la biserică sunt atentă la ce vor gândi alții despre mine. La ce vor gândi când ies în față să cânt o cântare? La ce vor gândi despre vestimentația mea? La ce vor gândi despre felul în care mă rog? Despre felul în care îmi depun mărturia? Și spunea, nu pot să fiu eu însumi. Observați cu ce probleme se confruntă generația noastră, din care eu fac parte și noi facem parte din locul acesta? Mi-au mai spus unii tineri încă o scuză, încă un motiv invocat de ei pentru care nu mai iubesc biserica în vremea de astăzi. A zis că biserica nu recunoaște potențialul prezent al generației tinere. Îmi spunea unul, mă zice ce șiret e diavolul și cum se infiltrează în mințile unora venind cu următoarea minciună spunând tineretul este biserica de mâine, viitorul de mâine. Zice, când noi ne uităm în biserică, cel mai mult fac slujbă tinerii. Tinerii cântă, tinerii recită, tinerii dirijează, tinerii cântă în fanfară uneori. Și spunea, uite cum vine diavolul să spună, noi suntem generația următoare, noi slujim în biserica de mâine. Când Dumnezeu a zis ziua de mâine, nu e a niciuna dintre noi, e a Lui. Pentru noi există astăzi. Mi-au zis unii că sunt șocați, efectiv, atunci când biserica le cere să facă ceva pentru Domnul. Altcineva mi-a zis, biserica are nevoie de noi, numai când e implicată într-o lucrare. Și e important lucrul acesta, atunci vrea să se folosească și de noi. Scuze ale generației actuale cu privire la biserica Domnului contemporană. N-am putut să nu-mi pun o întrebare. Cred că e o întrebare cât se poate de legitimă și de corectă. Am zis în mintea mea, atunci, dacă așa stau lucrurile, nu cumva venitul la biserică e o pagubă, o pierdere, un dezavantaj? O fi venitul la casa lui Dumnezeu binecuvântare sau pagubă? Și am luat Scriptura să văd oamenii lui Dumnezeu cum s-au raportat la templu, cum s-au raportat la sinagogă sau la casa lui Dumnezeu, cum o numim noi. Să fac o paralelă între generația noastră și generația oamenilor din Scriptură. Și m-am întrebat așa, oare de ce David, omul lui Dumnezeu, a iubit biserica? De ce? Fiindcă pentru el venitul la biserică a fost o pagubă, o pierdere sau o binecuvântare? Și ce spune el în Psalmul 26, versetul 8? Doamne, zice el, eu iubesc locașul casei tale. Oare de ce îl iubea? Știți de ce? Fiindcă pentru el era important să fie în prezența lui Dumnezeu într-un asemenea loc. Pentru el era o binecuvântare. N-am putut să nu mă întreb de ce fiul lui Core găseau plăcere într-un asemenea loc și au zis ei la un moment dat, câte plăcute sunt locașurile tale, Doamne al oștirilor, Psalmul 84, versetul 1. Ai venit vreodată la biserică declarând, aici găsesc toată satisfacția, toată plăcerea vieții mele în prezența lui Dumnezeu? N-am putut să nu mă întreb de ce o femeie văduvă de 84 de ani, cu numele de Ana, era prorociță, o femeie folosită de Domnul. N-am putut să nu mă întreb cum de femeia asta nu se depărta de templu și zi și noapte sluja lui Dumnezeu. N-ar fi găsit motive să stea acasă, să spună am reumatism, mă dor picioarele. Sunt la vârsta în care aștept să merg pe ultimul drum, dar ea era prezentă întotdeauna în locul de închinare. Știți de ce? Pentru ea era o binecuvântare să fie în casa lui Dumnezeu.
Era Iisus, spune Luca 13, într-o împrejurare în sinagogă, aducea o învățătură norodului și știți cine era prezentă în sinagogă la întâlnirea aceea? O femeie gârbovă, gârbovită de spate datorită unui duh de neputință. Femeia aceasta era prinsă de 18 ani de duhul acesta de neputință. Dacă ar fi fost un anvon acolo de la care să învețe Domnul, mă gândesc că femeia asta nici nu putea să se uite la anvon. Și totuși era în sinagog. Era în locul de întâlnire cu Dumnezeu. Oare de ce? Era o pagubă sau o binecuvântare a fi în casa lui Dumnezeu? Știți de ce primii creștini nu erau lipsiți de la templu și auziți în fiecare zi? Ei nu veneau doar la strângeri de evangelizare. Ei nu veneau doar când se făcea un nou botez în apă, ci ei în fiecare zi aveau părtășie cu Tatăl din ceruri, fiindcă pentru ei era importantă participarea în casa lui Dumnezeu. Aș trage o concluzie în seara asta și aș spune în felul următor: mersul la biserică, venitul în casa lui Dumnezeu, cum vreți să spuneți dumneavoastră, este o binecuvântare. Repet, mersul la biserică este o binecuvântare. Însă, rețineți vă rog, nu întotdeauna. Mersul la biserică poate să fie și o pagubă, un dezavantaj pentru unii din nefericire. Pavel zice la un moment dat în epistola către Corinteni, dacă i-a lăudat pe Corinteni la început, zice, vă dau niște învățături, dar nu vă mai laud, fiindcă vă adunați la oaltă, nu să vă faceți mai buni, ci să vă faceți mai... Și am zis așa, dacă există măcar o situație în Biblie în care oamenii se întâlnesc într-un asemenea loc și nu merg acasă mai buni, se duc mai răi, uite că se poate să nu fie o binecuvântare pentru unii venitul la biserică. Știți care face diferența între a fi în pierdere într-un asemenea loc sau a fi în câștig? Scopul întâlnirii noastre, motivația cu care venim într-un asemenea loc, face diferența între binecuvântare și pierdere. Dacă n-ai un scop bun în seara asta, dacă motivația ta nu este biblică, s-ar putea să pleci din locul acesta în pierdere. Dar dacă motivația noastră este una sinceră, după voia lui Dumnezeu, venitul la biserică este întotdeauna o mare binecuvântare. Să zicem, mărit să fie Domnul! De aceea, în seara aceasta aș vrea să facem o diferență între a fi binecuvântată întâlnirea noastră și a fi uneori în pierdere, și aș vrea să ne întoarcem la pasajul din Isaia și să vedem când venitul la biserică este o binecuvântare și nu o pagubă, nu o pierdere. Când anume? Și aș vrea să ne uităm la câteva lucruri. Mai întâi aș vrea să vă spun din pasajul acesta că mersul la biserică este o binecuvântare în primul rând când descoperim cine este Dumnezeu. Până în momentul în care eu nu mă întâlnesc cu Dumnezeu, până în momentul în care vin într-un asemenea loc și nu realizez, nu conștientizez cine este Dumnezeu pentru mine, e o întâlnire monotonă, plictisitoare, o întâlnire care îmi încântă doar urechile uneori. Dar nu se întâmplă adevărata transformare. Știți de ce pentru Isaia prezența lui în templu a fost o binecuvântare? În primul rând a realizat acest mare adevăr. Cine este Dumnezeul lui? Și când se uită Isaia la Dumnezeul lui, constată cel puțin trei lucruri despre Dumnezeul în care se încredea și pe care îl sluja. Mai întâi, când se uită Isaia la Domnul, el vede în primul rând autoritatea lui Dumnezeu. Stă în templu, stă în locul sfânt, în locul de închinare și înțelege: am un Dumnezeu plin de autoritate. Știți ce spune versetul 1? Că în anul morții împăratului Ozia, zice Isaia, am văzut pe Domnul și auzit cum spune el, șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templu. Afirmația din textul biblic, șezând pe un scaun de domnie foarte înalt, revelează următorul adevăr: stai în fața unui Dumnezeu plin de autoritate. Scaunul acesta vorbește despre suveranitatea și autoritatea Dumnezeului în fața căruia mă închin.
Oare am venit noi într-un asemenea loc, fie în moșnița nouă? Așa cum spuneam și de dimineață, îmi place să cred oameni noi, oameni convertiți, întorși la credință, dea Domnul să fie așa. Și noi venim într-un asemenea loc, realizăm ce autoritate are Dumnezeul nostru. A zis la un moment dat să fie lumină, spune cartea Genesei, și a fost lumină. A zis la un moment dat să se adune toate apele la un loc și să se despartă uscatul de ape. Și la cuvântul lui s-a întâmplat așa. Când poruncește el ceva, lucrurile se întâmplă, se mișcă, iau ființă, mărit să-i fie numele. Noi trebuie să constatăm când venim la biserică că Dumnezeul nostru nu e o telecomandă pe care o butonăm. Dumnezeul nostru nu e un robot care face ce spunem noi, ci Dumnezeul nostru e autoritate supremă. Spunea salmistul în Psalmul 93, versetul 1, Domnul împărățește îmbrăcat cu măreție. Când găsim în cartea psalmilor asemenea afirmații despre Domnul nostru care este un împărat, ele vorbesc despre autoritatea Lui în universul creat. Spunea Psalmul 95, versetul 3, căci Domnul, să reținem cu toții, este un Dumnezeu mare, este un împărat mai presus de toți Dumnezei. Știți ce spune autorul aici? Este inegalabil în autoritate Dumnezeul în fața căruia vii să te închini. Nimeni nu-L egalează în universul acesta. De aceea, El ar putea face ce-ar vrea cu noi într-o secundă. Numai că beneficiem de mila Lui, că într-o zi, pe Golgota, cum se cânta în seara aceasta, a stat Fiul Lui cu mâinile întinse și a zis, Tată, ăștia-s păcătoși oamenii din lume, dar te rog, iartă-i, că nu știu ce fac. Trăiesc în păcate, în mocirlă, s-au afundat în groapa fără de legilor, dar te-am trimis pe tine, Iisuse, să-i smulgi, să-i ridici de acolo. Și Domnul Dumnezeu ne privește prin Hristos, că altfel ne-ar putea nimici într-o clipă, datorită autorității pe care o are în biserică și în lume. Isaia vede în primul rând ce autoritate are Dumnezeul lui. Știți ce a mai văzut Isaia în templu cu privire la Domnul? În al doilea rând, descoperindu-L pe Dumnezeu în toată frumusețea Lui, Isaia vede în templu sfințenia, să reținem cu toții, sfințenia Dumnezeului Său. El a înțeles, cred că atunci, că nu-i de joacă cu Dumnezeu în fața căruia vine. Văd atâta lejeritate în viața multora dintre noi, a multor tineri. Prea mult, fraților, prea mult ne-am familiarizat cu un asemenea loc. Avem impresia că este locul de la cinema, unde mă duc să mă mai simt puțin bine. Avem impresia că uneori este un loc de teatru sau un loc unde stăm în fotoliu acasă și cu telecomanda butonăm de pe un canal pe altul. Dar aici, între zidurile acestea, noi care suntem trupul lui Hristos, nu este un loc oarecare, este locul sfințeniei lui Dumnezeu. Serafimii stăteau deasupra Domnului și strigau. Nu era murmuri, nu erau cuvinte încete, ei strigau. Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oștirilor. Știți ce spunea Moise în Leviticul, capitolul 11, versetul 44? Căci eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru, voi să vă sfințiți și fiți sfinți, căci eu sunt așa, adică sfânt, sfânt. Petru a preluat cuvintele acestea și a zis în capitolul 1, versetul 16 din 1 epistolă, căci este scris, fiți sfinți, deoarece Dumnezeul nostru este sfânt. Știți care e podoaba acestei case de rugăciune, acestei case unde noi venim să ne închinăm? Oameni buni, este sfințenia. Podoaba acestei case nu este orga asta frumoasă la care s-a cântat în seara asta. Podoaba acestei case nu este fanfara unei biserici, nu este nici măcar corul, nici măcar predicatorul, nici măcar tot ce avem noi în locul acesta, ci este sfințenia lui Dumnezeu. Asta face frumoasă închinarea noastră, când vedem sfințenia lui Dumnezeu, când vedem autoritatea lui Dumnezeu. Când ai venit ultima dată la biserică, prietene, frate, soră, tinere, și ai văzut sfințenia lui Dumnezeu? Și te-ai cutremurat și ai zis, vai de mine, vai de mine în fața cărui Dumnezeu stau. Poate nu te-ai mai cutremurat de mult, n-ai mai pus întrebări în mintea ta cu privire la Dumnezeu care l-ai. Isaia a avut nevoie de o întâlnire cu Domnul în templu să realizeze că are un Dumnezeu al sfințenii.
Știți ce-o mai văzut Isaia cu privire la Dumnezeul lui? Că este și un Dumnezeu al slavei, adică al măririi. Ori început serafimii să strige cu privire la sfințenia lui Dumnezeu și la un moment dat spun ei, tot pământul, auziți? Tot pământul, chiar și locul de închinare, și nu numai, pretutindeni în Moșnița, pretutindeni în România, tot pământul este plin de mărirea lui. A lui mărit să fie numele. Mărirea lui nu se referă la altceva decât la slava ce o are Dumnezeul nostru. Facă Domnul când venim într-un asemenea loc să vedem că Domnul este îmbrăcat în slavă, că este, cum spunea salmistul la un moment dat, tu ești cel mai frumos dintre oameni. O, dacă i-am vedea frumusețea în seara aceasta, ne-am minunat de el într-un asemenea loc. Spune Scriptura în cartea Exodului la capitolul 40 că Moise, omul lui Dumnezeu, la un moment dat, n-a putut să intre în cortul întâlnirii. Știți de ce? Știți ce spune acolo Scriptura? Fiindcă slava Domnului umplea cortul. Mă tem că am ajuns, așa cum spune în 1 Samuel, ca pe vremea lui Cabot, s-a dus slava. Nu mai e slavă, sunt doar întâlniri, evenimente, situații. Am venit să ne vedem fețele, să ne mai încântăm urechile, să mai simțim că pulsează ceva în noi, dar nu dorul după veșnicie și după Domnul, după slava Lui, după autoritatea Lui, după sfințenia Lui. Spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Împărați 8:11 că preoții n-au mai putut să facă slujba la un moment dat, fiindcă slava Domnului umpluse casa Lui. Fraților, prietenilor dragi, vreau să vă spun în seara asta, mă rog de mult Dumnezeului din ceruri, în fața căruia mă închin și cred în El, să aducă Domnul vremea în bisericile noastre, în lumea contemporană în care se trebuie să-mi opresc predica, se trebuie să se oprească cântarea, poezia, orice ar fi, să ne întrerupă Domnul activitățile noastre, dar să se umple astfel de case de prezența și de slava Dumnezeului nostru. Îmi imaginez oamenii aceia de la templu care n-au mai putut să facă slujbă, că era Domnul, era autoritatea Lui, era mărirea Lui, era slava Lui Dumnezeu. Când a văzut Ezechiel ce slavă are Dumnezeul acesta, știți ce spune în capitolul 44, versetul 4 din Ezechiel? M-am uitat și iată că slava Domnului umplea casa Lui. Știți ce s-a întâmplat cu el? O căzut cu fața la pământ. Nu cum spun unii în zilele noastre despre căderile pe spate. Eu n-am găsit în Biblie pe nimeni să cadă pe spate, dar când s-or întâlni cu Dumnezeul Dumnezeilor, când or descoperi slava Lui ce o are, acest mare Dumnezeu, s-au prăbușit, au avut un moment al proșternerii, al capitulării, fiindcă este mare Dumnezeul nostru. Atunci, venirea la biserică e o binecuvântare când în primul rând realizez cine este Dumnezeul meu. Un Dumnezeu al autorității supreme, un Dumnezeu al marei sfințenii și un Dumnezeu plin de slavă. L-am văzut noi în întâlnirile noastre în ultima vreme așa pe Dumnezeul nostru. Undeva într-o biserică la noi în Alba Iulia, cu ceva ani în urmă, trebuia să se facă o ramă la un tablou, să se pună în biserică, și a fost chemat cineva de la frații ortodoxi. Era timp de vară, căldură afară mare, omul ăsta era în pantaloni scurți și înșilat. Când a ajuns pe treptele bisericii din Sebeș, biserică de la noi din județ, omul ăsta s-a uitat la el și a zis către fratele cu care era, zice, eu nu pot să intru așa în biserică. Omule, zice, nu-i slujbă de biserică. E zi de vară, e cald, nu-i nimeni în biserică, hai să mergem să vedem, să luăm măsurile necesare. Și el a zis nu. Locul ăsta a fost consacrat pentru rugăciune și închinare înaintea unui Dumnezeu care ține tot universul în mâinile Lui. Și eu nu pot să intru oricum în casa Lui. Eram undeva la evangelizare într-o vară și un frate conducător era înșilam, nici măcar cioram n-avea în picioare. Și am zis, ce leșeri intrăm noi uneori în casa lui Dumnezeu. E drept că nu zidurile acestea sunt casa lui Dumnezeu, ci suntem noi. Dar această casă a fost consacrată pentru închinarea înaintea Lui. Și aici vine El în autoritate, aici vine El în sfințenie, în glorie, în slavă. Și nu putem sta oricum în prezența Lui. Așa de ieftin tratăm uneori relația cu Dumnezeu. Și a zice în seara asta Dumnezeu să ne ierte. Să înțelegem cine este El în primul rând.
În al doilea rând, știți când mersul la biserică mai e o binecuvântare și nu o pierdere? Nu o pagubă? Isaia stă în templu, se uită la Dumnezeul lui, se minunează de ce înseamnă Dumnezeul acesta pentru el și în al doilea rând Isaia se uită la el. Și acum vreau să enunț principiul. Mersul la biserică e o binecuvântare în al doilea rând. Când descoperim cu adevărat cine suntem noi. Când descoperim cu adevărat și în deplină sinceritate cine suntem noi, atunci venirea în casa lui Dumnezeu e o mare binecuvântare și nu e o pierdere de timp. Isaia, când se uită la el, în comparație cu Dumnezeu, în fața căruia se închina, vede cel puțin două lucruri cu privire la el. Mai întâi își vede propria stare de păcătoșenie. Mi-l imaginez pe profetul acesta al Domnului, până în capitolul acesta, spunând, vai de ceilalți, vai de neamul ăsta păcătos, încărcat cu păcate, spune în capitolul 1. Vai de cetatea aceea credincioasă că a ajuns să trăiască în adulter, s-a compromis. Vai de cei, zice Isaia, care dis de dimineață, auziți, aleargă după băuturi amețitoare. Continuă el să spună, vai de cei ce numesc rău bine și binele rău. Încurcă lucrurile. Vai de cei care se socot singuri înțelepți. Și spunea Isaia o grămadă de vaiuri. Într-o zi stă în templu, în fața Dumnezeului de care v-am vorbit anterior. Și Isaia se uită la el și zice, vai de mine. Vai de mine. Nu s-a mai uitat în ograda altuia. Nu s-a uitat dacă cineva a venit la biserică sau nu a venit. Nu s-a uitat care a fost formația de laudă și închinare. Nu s-a uitat cine a fost la timpul de rugăciune, dacă a dat cineva îndemnul sau nu. S-a uitat de data asta la el și a înțeles că-i vai de el. Era un om pierdut. Când Isaia își vede propria stare de păcătoșenie, automat omul acesta face ceva. Își mărturisește păcatul la modul cel mai specific și spune, sunt un om cu buze necurate. Îmi pare rău să spun în seara asta, aud mulți creștini în rugăciunile lor spunând ceva de genul, dacă am păcătuit Dumnezeule, dacă. N-ați auzit dumneavoastră asemenea oameni? Parcă Dumnezeul nostru nu știe că în fiecare zi greșim de atâtea ori și păcătuim și noi atât de ieftin ne deschidem gura și spunem, dacă am păcătuit Dumnezeule, observați când se întâlnește un om cu Dumnezeu și vede cine-i Dumnezeu, cât de specific este în mărturisirea lui și spune, sunt un om cu buze necurate. Nu mai zis, dacă am păcătuit Dumnezeule, problema e la nivelul gurii mele, am păcătuit cu gura. Am citit o experiență a unui tânăr de 18 ani. S-a dus tatălui într-o seară la el în cameră și a zis, mă băiete, cred că ar trebui să te întorci la Dumnezeu. Cred că e vremea să-ți predai viața lui Dumnezeu, să te schimbi. Nu se mai poate, felul în care trăiești. Și băiatul ăsta s-a uitat la tatălui și a zis, tată, nu-i vremea să mă întorc la Dumnezeu. Eu nu consider că sunt un tânăr păcătos. Încă nici n-am trecut prin viață, numai 18 ani. N-am nevoie de Dumnezeu. Și tata lui a zis, am să spun trei întrebări în seara asta, la care te rog cu deplină sinceritate și convingere să-mi răspunzi. Și zice tata, uite care sunt întrebările. Prima, ai făcut astăzi măcar un păcat cu gândul tău? Măcar unul singur? Și tânărul s-a uitat la viața lui și a făcut o analiză și a zis, tată, dacă trebuie să spun cu voce tare și să fiu sincer, am făcut măcar un păcat cu mintea mea, cu gândul meu. Și a continuat să spună tata, zice, spune o a doua întrebare, dar cu vorba ta, prin cuvintele tale, ai făcut măcar un păcat astăzi înaintea lui Dumnezeu? Și tânărul s-a dus în mintea lui, a meditat puțin la cuvintele rostite și a zis, tată, trebuie să fiu sincer, am făcut măcar un păcat prin vorbirea mea astăzi. Și zice tata acestui tânăr, vreau să-ți mai pun o a treia întrebare. Cu fapta ta, prin acțiunile tale, ai făcut măcar un păcat în această zi? Și tânărul s-a gândit la acțiunile vieții, la faptele lui din ziua aceea și a zis, tată, dacă e să fiu sincer, am făcut măcar un păcat cu fapta mea în această zi. Tatălui zice, tinere, băiete,
Fă un calcul matematic foarte simplu. Dacă în fiecare zi faci un păcat cu gândul, unul cu vorba și unul cu fapta, câte păcate se adună într-un an de zile? Și a calculat tânărul nostru și a zis, într-un an de zile, dacă fac cel puțin 3 păcate într-o zi, sunt peste 1000 de păcate. Peste 1000 de păcate. Dar în 18 ani, a zis tată, câte păcate sunt dacă doar 3 faci în fiecare zi? Și a calculat tânărul și a zis, în 18 ani sunt peste 18.000 de păcate, adică 19.000 și ceva. Și a zis tatăl, în fața acestor păcate poți să spui că n-ai nevoie să te întorci la Dumnezeu, chiar nu te consideri păcătos? Și a plecat tânărul nostru la culcare în camera lui. Credeți, spune întâmplarea vieții acestui tânăr, a avut somn în noaptea aceea? S-a pus să se odihnească și el ca orice om, ca orice român, vine noaptea. Vine somnul peste noi, dar peste el n-a venit în noaptea aceea. S-a ridicat din patul lui, spune istoria vieții acestui tânăr, și a bătut la ușa tatălui și a zis, tată, te rog, trezește de acum și roagă-te pentru mine, fiindcă mă pasă peste 18.000 de păcate. Eu n-am somn în noaptea asta, eu nu sunt liniștit. Dacă la început am zis că nu-s păcătos, că n-am nevoie de Dumnezeu, acum declar cu toată gura mea, sunt un om, un tânăr păcătos. Oare câte păcate facem noi în fiecare zi? Dacă am face numai 3 în atâția ani de viață, s-au adunat cu zecile de mii și în seara asta poate stăm relaxați, lejeri și nu ne pasă, dar stăm în fața unui Dumnezeu și ar trebui să recunoaștem că noi am trăit în fel și fel de păcate și să ne mărturisim în seara asta starea înaintea lui Dumnezeu. Știți ce s-a întâmplat cu Isaia când și-a văzut păcătoșenia și și-a mărturisit-o la modul specific? Știți că păcatul lui a fost ispășit? Știți că a fost iertat și a plecat de la biserică, din templu, eliberat, un om liber de păcatele lui? Auziți ce spune versetul 7? Nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este... lui. Te-ai minunat de sfințenia și de slava lui și când te-ai uitat la tine, Isaia, ai realizat că ești un om îmbibat de păcătoșenie, ți-ai mărturisit păcatul și ziua în care Domnul te eliberează. Păcatul tău, Isaia, e ispășit. Eu știu că suntem oameni care facem multe păcate în fiecare zi. N-ai vrea să-ți aduci aminte în seara asta, în conștiința ta personală, de păcatele vieții în care ai stat de atâtea ori? N-ai vrea în seara asta să nu te pui la odihnă, să nu-ți vină somn? Dacă aș fi în locul dumitale, nu mi-aș permite o bucată de pâine sau de altceva să-mi bag în gură. Nu mi-aș permite să-mi iau o gură de aer în seara asta, până n-aș realiza care e starea vieții mele înaintea acestui mare Dumnezeu și suveran. Tu poți să pleci liber în seara asta de la biserică. Păcatele tale care sunt cu miile sau cu zecile de mii pot fi șterse într-o clipă, fiindcă Hristos a stat și pentru dumneata și pentru mine țintuit în cuie. A murit pentru păcatele întregii umanități și a venit să ne aducă la viață din moarte spirituală, mărit să-i fie numele. Atunci întâlnirile noastre sunt binecuvântate, când realizăm în al doilea rând cine suntem noi înaintea acestui mare Dumnezeu. Și încheie mesajul din seara aceasta spunându-vă în ultimul rând, știți când mersul la biserică mai e o binecuvântare și nu o pierdere și nu o pagubă? Atunci când în al treilea rând descoperim care este rolul nostru în lucrarea lui Dumnezeu, când ne descoperim chemarea în planul acesta extraordinar al împărăției cerurilor, împărăției lui Dumnezeu. Stă Isaia în prezența unui Dumnezeu sfânt. Aude strigătele serafimilor. Prezența lui Dumnezeu era în templu. Slava lui era acolo. Și aude o voce, Isaia. Și vocea asta spune, pe cine să trimit? Cine va merge pentru noi? Știi ce spune profetul? Iată-mă, sunt gata. Nu mai comentez Dumnezeul. Nu mai fac ce a făcut Iona, l-ai trimis într-o direcție și s-a dus în alta.
Nu mă pun la somn atunci când e timpul de a transpira pentru tine pe câmpul Evangheliei. Prin expresia asta, iată-mă, sunt gata. Isaia vrea să spună, sunt un om disponibil pentru Dumnezeu. A fost locul în care și-a identificat și-a descoperit chemarea în lucrarea lui Dumnezeu. Știți unde Saul și Barnaba? Saul a primit mai târziu numele de Pavel. Știți unde oamenii aceștia și-au descoperit chemarea în planul lui Dumnezeu? Era o biserică cu mai mulți proroci, spune Cartea Faptele Apostolilor, și mai mulți învățători. Și în biserică, pe când slujau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis așa, auziți, puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Observați locul de întâlnire cu Domnul, numit biserica, a fost locul special pentru oamenii aceștia, unde și-au descoperit chemarea și rolul lor în planul minunat al lui Dumnezeu. Închei mesajul din seara aceasta relatându-vă o experiență din viața mea personală. Pentru că atunci când te cheamă Domnul, când îi înțelegi chemarea într-un asemenea loc, la lucrarea atât de minunată și imensă a împărăției, trebuie să spui ca Isaia, iată-mă, sunt gata. Dumnezeu cere disponibilitate și mai cere ceva. Uneori va trebui să spui lucruri pe care omenește n-ai fi vrut să le spui. Citiți de la versetul 9 în jos, când ești la dispoziția lui Dumnezeu, omenește, trebuie să spui lucruri care n-ai fi vrut să le spui. Dar sunt în planul lui Dumnezeu și oamenii lui Dumnezeu au spus adevărul întotdeauna și lucrurilor pe nume. Isaia a zis, până când, Doamne? Până când? Mi-l imaginez că omenește, nu mai rezista omul acesta, dar a înțeles, atâta vreme cât ești în planul lui Dumnezeu, cât are Dumnezeu o lucrare, Isaia, trebuie să mergi, trebuie să alergi, trebuie să faci ce spune Domnul, chiar dacă nu-i plăcut, omenești. Asta înseamnă disponibilitate. Îmi spunea tata, revin la experiența aceasta vieții mele, că pe la 7 ani la noi în biserică, eu vin din județul Alba, biserica Ighel, biserica Betel din Ighel. Pe la 7 ani, Dumnezeu a trimis o prorocie la noi în biserică. Eram tânăr, copil, nu că acum aș fi bătrân, numai 27 de ani. Și printr-o soră s-au rostit următoarele cuvinte. Încă din pântecele mamei l-am ales pe acest băiat să ducă Evanghelia în lumea asta întreagă. M-am gândit în viața mea de multe ori, fiindcă de mic, simțeam pasiune în suflet să ajung la o școală biblică, să cunosc mai mult voia lui Dumnezeu, să mă apropiu mai tare de Domnul. Am terminat clasa 8-a și m-am dus la profesional. Am luat o notă cu care puteam să mă înscriu la cel mai bun liceu din Alba Iulia. Dar fiindcă am fost foarte pasionat de sportul rege numit fotbal, de care probabil încă unii sunt prinși în locul acesta. M-am dus la profesională, la instalați, și mă gândeam cum să ajung eu la o școală biblică cu profesional. Am terminat profesionala în instalații și m-am angajat 2 luni la un frate de-al nostru pocăit. Într-o zi primesc un telefon de la o mătușă din Alba. Mătușa aceasta are firmă de croitorie și îmi zice, Iosif, n-ai vrea să continui liceul, să faci școala, studiile mai departe. Uite, zice, a fost directoarea de la școala unde tu ai terminat profesională la mine, i-am lucrat ceva și mi-a zis că sunt câteva locuri disponibile pentru tineri care vor să se transfere la liceu să-și continue studiile. Am lăsat lucrul la fratele acesta și m-am dus și am dat vreo 12 examene în 3 zile, mai multe examene într-o zi, le-am luat cu brio și m-am înscris la liceu, continuând studiile. La finalul liceului, știind că părinții nu mă pot ajuta să mă duc la o facultate, îmi puneam fel și fel de întrebări. Deja se accentuase visul acesta, să mă apropiu de o școală biblică, să am tangență cu oamenii lui Dumnezeu, care să mă învețe normele și legile lui Dumnezeu așa cum sunt și așa cum trebuie interpretate. Am terminat liceul cu ajutorul lui Dumnezeu și primesc un telefon din America, de la unul din verișorii mei. Noi zicem în seara asta, prin frați, surori, verișori, rudenii, mai lucră Dumnezeu. Dar să știți, Dumnezeu lucră atunci când are un plan. Acest verișor cu numele de Dinu îmi spune în felul următor, Iosive,
Dacă tu te duci la București la teologie, eu sunt disponibil să te ajut cât Domnul îmi va pune pe inimă și mă va ajuta să te susțin acolo. Dar, rețineți, dacă vei alege o altă direcție în viață, o altă școală, eu nu te voi ajuta cu nimic. Și am zis, de ce, Dinule? Spunea el, eu am observat că Dumnezeu din tinerețe a pus o chemare în tine. De la 14 ani mă ridicam la amvonul bisericilor, mă puneau frații să slujesc din cuvântul lui Dumnezeu și se uitau unii la mine și spuneau, frate Iosif, n-ai niciun fel de emoție? În luna noiembrie am fost în Cluj-Napoca, în Biserica Speranța și unul din frații păstori eram pe bancă, zice, dacă ai emoții, te conduc eu până la amvonul bisericii. Și am zis, nu trebuie, frate, zic, că Dumnezeul nostru este și cu mine și este cu noi toți, dacă ne încredem în El. Am terminat facultatea. Eram nu de mult în Biserica Elim, de aici din Timișoara, într-o mare seară. Și-o trebuie să aud eu cu urechile mele vocea lui Dumnezeu printr-o soră care a zis, din pântecele mamei tale tinere, Dumnezeu te-a pus deoparte pentru lucrarea împărăției și a Evangheliei Lui. Dacă alerg dintr-o parte în alta, sunt un tânăr care n-a mașină. Mulți la vârsta mea au mașină, au confort, au bogății, conduc o firmă. Avem la noi în județ, într-o localitate, un primar de 28 de ani. Viața le este înainte, dați-mi voie să vă spun, oameni buni, nu-mi pare rău pentru niciun loc, pentru nicio localitate în care am fost pentru Evanghelia lui Dumnezeu. Nu-mi pare rău că în seara asta mai eu este ud pe mine și am transpirat, că știu că vine o zi glorioasă când îl voi vedea față în față pe marele împărat și domn, mântuitorul vieții mele. În seara aceasta ți-aș face o invitație, n-ai vrea să-L cunoști și tu? N-ai vrea să te împaci cu El? A fost seara în care ai venit la biserică. Aici nu este un loc oarecare din univers. Aici este marele loc și deosebitul loc în care vine Dumnezeul autorității. Vine Dumnezeul sfințeniei și a slavei. Câtă bunătate în aceste cuvinte, în aceste realități, că vine El între noi să se întâlnească cu fiecare. E locul în care mă uit la viața mea, mă văd pe mine personal și realizez că sunt o nimica, un mare ticălos, un mare păcătos, dar s-a îndurat El de mine, m-a iertat și a pus o chemare în mine pentru El, pentru împărăția Lui. Mă uit la Cătălin și la Ramona și mă întreb ce-i determină să alerge kilometri, să cânte, să transpire pentru Dumnezeu. Știi ce cred? Și-au înțeles chemarea, și-au înțeles menirea. Au înțeles că au un mare Dumnezeu care trebuie slujit și iubit. De aceea și eu fac același lucru. Nu uita, poți să vii la biserică să fii în pierdere, poți să vii la biserică să fii în câștig. Totul este între noi și Dumnezeu. Cum îl vedem pe El, cum ne vedem pe noi și cum ne înțelegem chemarea. Fie seara asta o binecuvântare pentru toți. Amin.